Mergem în Franța, prieteni, și acolo sunt câteva partide interesante. Haideți să le trecem în revistă. Bun. În campionatul Franței este foarte interesant ce se va întâmpla acum, pentru că, așa cum ați văzut, PSG a suferit o înfrângere mai mult decât usturătoare în fața Barcelonei, pe terenul Barcelonei, dezavantajată de arbitri, trebuie să o spunem și pe asta, dar soarta face ca PSG să se întoarcă în campionatul intern și să întâlnească ultima clasată, o echipă extrem, extrem de modestă. E bine, și Monaco are un meci care ar fi la îndemână, să spunem, însă lucrurile nu sunt deloc simple, pentru că Monaco urmează să dispute la mijlocul săptămânii partida de Liga Campionilor cu Manchester City și dacă lucrurile nu sunt cântărite cu mare atenție, Monaco se poate lovi de două rezultate, de doi adversari consistenți, să spunem, și de două rezultate nu foarte atractive. Ei bine, Nice, cealaltă formație care se luptă pentru podium, a remizat în această seară contra celor de la Cannes pe teren propriu. Asta după ce Cannes a condus cu 2-0, a întors în cele din urmă Nice rezultatul și s-a terminat 2-2. Însă, campionatul francez rămâne unul destul de complicat. Monaco-Bordeaux, în ideea în care Monaco are totuși un avans de 2 puncte în acest moment față de Nice, nu, de un punct în acest moment față de Nice, cred eu că Monaco nici nu-și poate permite să riște foarte mult, dar și un rezultat de egalitate până la urmă nu e de colo. Bordeaux traversează o perioadă bună cu rezultate satisfăcătoare, să spunem așa. A bătut-o pe Lorient în cupă, 2-1, cu precizarea totuși că Lorient e Lorient și ar trebui să te aștepți la un scor ceva mai categoric. A câștigat la Lille, a bătut-o pe Genkamp și evident a pierdut cu PSG, dar asta nu e o surpriză pentru că e diferență mare între PSG și PSG Monaco și restul lumii. Mizăm aici în primul rând pe un meci destul de atractiv. Bordeaux cred că va pune presiune, va încerca să se apropie de locurile de cupe europene. E la 4 puncte de Lyon în acest moment în clasament și e o distanță care poate fi încă recuperată sau cel puțin se poate spera să fie recuperată. Așadar, mizăm pe un meci spectaculos, iar la Lorient cu PSG, evident, mizăm pe PSG, dar și pe golul în ambele reprize, o cotă de 1,43.